România este o țară cu peste 21 milioane de locuitori, dintre care 5,4% sunt creștini evanghelici. În România există 1102 comune și 10.000 de sate care nu au nicio biserică evanghelică. Totuși, numărul bisericilor este în creștere. Astfel, din anul 2000 până în prezent s-au plantat 700 de biserici, la ora actuală existând aproximativ 5750 de biserici evanghelice. Să ne rugăm pentru trezire și reforma adâncă a națiunii române, unitate în familii și biserici și pentru o stabilitate politică, socială și economică.